La nivel județean, procentul de prezență a elevilor la simularea probei a doua a examenului de bacalaureat 2024, respectiv cea obligatorie a profilului, a fost de 92,79%, cu 3.126 de elevi prezenți din 3.369 înscriși. 2.308 au fost înscriși să susțină simularea probei obligatorie a profilului la matematică și 1.061 de elevi la istorie. Pentru elevii din învățământul liceal de zi, procentul de prezență a fost de 97%, 92% cu 3.057 de elevi prezenți din 3.122 înscriși. Pentru elevii din învățământul liceal seral, procentul de prezență a fost de 25,16%, cu 39 de elevi prezenți din 155 înscriși, iar pentru elevii din învățământul liceal cu frecvență redusă, procentul a fost de 32,61%, cu 30 de elevi prezenți din 92 înscriși. Subiectele și baremele de evaluare au fost publicate la ora 15 pe subiecte.edu.ro de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație. Pentru toți elevii din județul Neamț, simularea probelor scrise ale Examenului Național de Bacalaureat 2024 se va încheia pe 6 martie cu proba la alegerea profilului și specializării. Conform centralizării datelor în Neamț, 1116 elevi vor susține această probă la biologie, 127 de elevi la chimie, 221 la fizică, 1031 la geografie, 240 de elevi la informatică, 541 la logică, comunicare și argumentare, 35 de elevi la psihologie, 50 de elevi la sociologie, 2 la economie și 2 la filozofie.